Creștini ortodoxi merg seară de seară la Deni, fiind săptămâna mare. Locuințele rămân goale, iar acesta este un prilej nemaipomenit pentru hoți să acționeze. Din acest motiv, numărul polițiștilor care patrulează pe stradă s-a dublat. Sigur, hoții asta pândesc și cu siguranță ne-am luat și noi măsuri de precauție. Deja am avut întâlniri atât cu Poliția Municipiului cât și cu jandarmii pentru a spori numărul polițiștilor, respectiv al jandarmilor, pe zonă. De asemenea, polițiștii atât de la ordine publică cât și de la circulație, cei de la rutieră, vor fi prezenți în serile când sunt organizate slujbele respective, deniile. Măsuri de prevenire a infracțiunilor au fost luate și pentru noaptea de înviere. În noaptea învierii deja ne-am alocat fiecare biserică în parte pentru a ști exact cu ce se ocupă fiecare structură și sperăm să nu avem evenimente neplăcute. Și în ceea ce privește fluența, pentru că va fi trafic, de asemenea am repartizat forțele noastre, polițiștii noștri locali, împreună cu cei de la Poliția Municipală, vor fi activi în fiecare seară, în special în noaptea învierii. Orice abatere de la ordinea publică în zona bisericilor poate fi reclamată polițiștilor locali sau celorlalți oameni ai legii.